Ne-am cu o noutate grandioasă și importantă în domeniul vitivinicol din Republica Moldova, pentru că, așa cum s-a obișnuit, scriem istorie. Și facem asta datorită oamenilor implicați și dedicați profesiei și pasiunii. Următoarea noastră invitată este o legendă vie a vinificației moldovenești, o enolog practician cu o experiență de peste 40 de ani în industria vitivinicolă. Este vorba despre Elisabeta Breahnă, șef direcție calitate, trasabilitate și sporirea competențelor în industria vitivinicolă din Republica Moldova. Aceasta și-a sărbătorit ziua de naștere, dar a reușit să participe și la o expoziție în Germania, unde a fost prezentat primul vin din Republica Moldova, creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Despre cum țara își reînnoiește tradițiile milenare prin viziuni inovatoare și durabile, dar și despre dedicarea pentru profesie, discutăm în continuare cu doamna Elisabeta Breahnă, pe care o avem în această dimineață în platoul telematinal. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit și mi-ați ridicat dispoziția găsându-vă atât de tineri, frumoși, entuziaști. Bună dimineața! Vă mulțumim! La mulți ani, în primul rând, pentru că ați sărbătorit ziua de naștere pe data de 18 martie, să aveți multă inspirație, multă răbdare, să continuați să faceți ceea ce faceți cu dedicație, să promovați industria vinului de la noi. Vă mulțumesc din toată inima și voi sunteți aceia care mă provocați la mai multe fapte și la mai multe... Ce soiuri de vinuri erau pe masa de sărbătoare? Da. Cum ați sărbătorit? Am sărbătorit 4 zile. 4 zile? Da, clar că am început sărbătoarea cu un spumant calitativ, un vin alb, un vin rozie, vinuri roșii maturate și am încheiat cu un divin care este un bun digestiv la masa dulce. Deci totul, era calculat. Totul înscrie cartea, da. Menționăm despre experiența dumneavoastră impresionantă în acest domeniu al vinului în Republica Moldova. Să ne spuneți ce v-a atras dintotdeauna la arta vinului și v-a făcut să practicați această profesie cu dedicație și pasiune. Zic eu că nu este de la mine, este de la Dumnezeu, fiindcă inițial m-am pornit la medicină, nu prin voia mea, și până la urmă am cedat și am fugit rapid la Institutul Politehnic. Acolo m-au dădus documentele trei colegi de mele și eu, fiind pregătită toată vara pentru a susține examenele la Institutul de Medicină, clar că am venit aici. Și Domnul a făcut așa că ele niciuna n-au trecut, iar eu am trecut. Și cred că încă mai este și prin aceea că sunt din zodia pește, peștele trebuie să scald din ceva. Dacă nu am apă, e un vin. Care este vinul dumneavoastră preferat și ce înseamnă un vin de calitate? Iată, am să încep din partea a doua întrebării dumneavoastră, deoarece această întrebare o primesc foarte des, vinul preferat. Eu nu pot să am un vin anume preferat, îmi plac și apreciez în primul rând toate vinurile, toate băuturile alcoolice de calitate, indiferent de ce culoare n-ar fi, în ce categorie n-ar fi acest vin. Și întotdeauna mai zic, nu e neapărat un vin care pentru mine este cel mai bun, va fi bun și pentru dumneavoastră, deoarece fiecare om își are gustul său, standardul său și niciodată să nu credeți pe cel care zice: uite, acest vin este cel mai bun. Doar atunci când o să-l degustați, o să înțelegeți. Vi se potrivește, ori nu se potrivește. Un vin care eu aș zice că e sec la dumneavoastră, s-ar putea să fie, să ziceți că este dulce. Și așa cazuri am avut. E individual cumva, da? Individual, depinde de pH-ul fiecărui. În toți acești ani petrecuți în această industrie, ați putea face un top al lucrurilor interesante pe care le-ați învățat despre vin? Toată viața învăț și acum învăț încă. Doar că încă mai am și această trăsătură a caracterului, că tot ce cunosc, transmit. Învăț și eu la rândul meu pe alții și am foarte mulți discipoli și aceasta mă face să fiu fericită. Fiindcă a produce e ușor a zice vin, dar este foarte greu. Și tot timpul ceva se schimbă. Da, doamna Breahnă, ați trăit-o și pe asta. Să vedeți cum un robot, da, o platformă vine cu o rețetă, introducând acolo anumite cuvinte cheie, vine cu o rețetă de vin. Ce părere aveți despre acest lucru? Ce înseamnă asta? O să dispară vinificatorii?
La sigur, vinificatorii nu vor dispărea. De la început am fost foarte sceptică. A fost un, să zic eu așa, un proiect foarte îndrăzneț datorită de Ani Lazar, când în luna iulie a avut loc o conferință WineTech, totul despre tehnică, digitalizare la moment, în viticultură, vinificație. Și atunci a fost o propunere. Doamna Elisaveta, poate producem un vin cu ajutorul inteligenței artificiale. M-am gândit și eu întotdeauna sunt foarte curajoasă, am zis, de ce nu? Să încercăm. Dar aici, în interior, ziceam, nu cred că se va primi ceva. Dar s-a primit, a fost foarte nevoios. În primul rând, clar că am lucrat cu un robot pe care l-am numit Chilaris, cu care conversam. Este un robot conversațional. Da, deci îi trimiți informații, aștepți răspunsurile, îl vezi că a greșit, îl îndrepți, iarăși îi trimiți. Adică așa un schimb de informație permanentă. Ce vreau să zic? Clar că am avut de unde să-i dăm încărcătură, deoarece la Oficiul Național avem un proiect struguri de calitate, deținem loturi demonstrative, 12 loturi demonstrative în toate regiunile viticole a țării. Avem foarte multe informații, clar că l-am încărcat, l-am însărcinat așa bine. Era nevoie de date. Da, era nevoie. Da, aș zice că la partea aceasta clar că primești o informație oarecare. Mai mult mi-a plăcut la crearea cupajelor, când foarte corect ai ales acele componente, acele vinuri, ca în sfârșit să avem un ansamblaj de fetească neagră cu cel mai înalt grad de cel mai înalt potențial, adică bogat în tanine, în substanțe colorante, substanțe fenolice. Aici a fost foarte bine. Deci, în rest, de ce nu chiar se primește? Fiindcă, oricum, ai nevoie de ochi, de nas, de gust, de gură, deoarece, chiar dacă îți zice, bine, monitorizăm când începem recoltarea, el îmi dă, iată, peste 3 zile. Deguște aceste boabe de struguri, vezi, semința încă nu-i coaptă, mai ales la soiurile roșii, burba încă nu se desprinde de semințe, aici numai cu vederea. Și mai poi gust și simți, încă nu se simte aroma, de exemplu, la un soi alb. Mai departe, chiar și în cazul tratării, stabilizării, eu i-am dat mai multe doze de cleire a vinului, ca să stabilizăm, mi-a ales-o clar pe cea mai mică. Da, și aici e corect din partea unui robot, deoarece să nu sărăcim vinul, luăm o cantitate de bentonit cea mai mică. Dar omul, făcând experimentele într-un laborator, vede, nu primim efectul, vinul rămâne nestabil, n-o putem îmbutilia. Cel mai mult, v-am zis, mi-a plăcut cum am ales componentele unui ansamblaj, unui cupaj. La soiul alb am avut cupaj din fetească albă, fetească regală, Viorica. La roșu, un ansamblaj din 3 fetești negre, din 3 regiuni diferite. Și dacă mai am timp să vă zic, părerea mea, în urma caracteristicii organoleptice acestor vinuri, i-am dat o descriere foarte mănunțită, foarte bine a fost creată eticheta. Iată aici numele vinului alb a fost pus Elysium, aici toată grafica, desenul, tot ne arată că anume au fost contemplate aceste arome, diferite flori, plante și la vinul roșu Rumbrum, nu știu dacă am zis drept și n-am uitat. Deci robotul a inventat toată. Da, a inventat robotul și aici iarăși, deoarece caracteristica unui vin roșu alegatul depinde foarte mult de soare, de umiditate, de diferite, da, adică a făcut foarte bine o ambianță a naturii, a planetelor, a stelelor și iarăși mi-a plăcut foarte mult. Cred că, dar zic eu, mai avem mult să-l învățăm.
de ce schelare. Deci tot omul îl învață cum tot să funcționeze. Tot omul îl învață, da. Și deci sunt bucuroasă că orice experiment, oricum te mișcă înainte, uh-huh. ajungi la un progres, adică... Și apropo, cum ar schimba această tehnologie industria vitivinicolă de la noi? Ce ar însemna asta pentru Republica Moldova? Zic în partea aceasta anume de promovare a vinului, de în partea de design, aici foarte bine ne-ar ajuta. În partea de în această parte de crearea vinului, cred că totuși fără om nu este posibil. Deci atenționare pentru viitorii vinificatori, pentru că s-ar putea să se avânte și ei. Da, pun programul, pun robotul să funcționeze, eu nu mai să produc. Da, și aici ar depinde iarăși de capacitățile vinificatorului, ce cunoștință are, fiindcă un om care nu are cunoștințe în producerea vinului, aici e foarte mult chimie, informație, clar că ar putea invers chiar să facă unele greșeli. Cum a fost primită această inovație și la expoziția din Germania, pentru că au fost prezenți vinificatori din mai multe țări? Da, și acolo aveam temeri foarte mari. Uh-huh. O zi înainte a avut loc o conferință organizată de Menninger dedicată anume inteligenței artificiale. Puțin acolo m-am liniștit, am avut, să zic eu, un coleg de breaslă din Franța, uh-huh. care a avut o prezentare. Dânsul de asemenea a produs un vin cu inteligență artificială și toate temerile mele s-au adeverit, adică eram pe aceeași undă, dar vreau să zic că am avut un succes foarte mare. Domnul Robert Joseph, un expert din Marea Britanie, care ne-a dus masterclass-ul, la care am avut 4 vinuri produse în condiții industriale, 3 vinuri care nu au fost descoperite ca să vadă degustatorii ce vinuri sunt, adică au fost degustate. Și deci trebuia la vin ultimele 3 vinuri care aveam inteligență artificială, cupajul de soiuri albe, asamblajul de fetească neagră și era un vin produs de mine, de vinificator. Am produs acest vin luându-mă la întrecere cu vinul propus de inteligență artificială. Robotul. Robotul a creat un vin puternic, un vin care necesită maturare, contactul cu stejarul. Eu am creat un vin leger care să fie consumat fără a fi maturat în contact cu stejarul. Un vin foarte cu arome fructuoase, bine exprimate și în același timp un vin foarte leger, rond, ușor băubil pentru toți. Deci, la fetească neagră, aceleași componente care erau la inteligența artificială, eu am luat 30% de rară neagră și această rară neagră a făcut efectul și în sfârșit tot mă bucur. 3 zile toți au degustat la standul nostru, dar totuși a câștigat cu un decalaj mare vinul produs de om. Asta ne bucură foarte mult. Noi ne luăm rămas bun, dar să veniți cu 2 cuvinte cum să consumăm corect vinul, pentru că consumul de vin este o artă, o cultură. Clar că vinul trebuie corect consumat, în primul rând. Îl consumați doar atunci când aveți dispoziție. Cum zic eu, vinul nu iubește politica, nu iubește răul. Vinul, dacă vreți să-l apreciați, să-l consumați după ora 11, vinul neapărat în asociere cu bucatele, atunci și bucatele vor fi mai gustoase și vinul. Ca să vă spun în câteva minute, secunde, nici nu reușesc, cred că vă invit să vă fac o lecție de un consum corect a vinului. Venim neapărat la această lecție. Vă mulțumim, mai bine, zi frumoasă să aveți.